Salutare oameni buni și bine v-am găsit la noul Snapshot 20W19A. Oameni buni, în acest Snapshot nu s-au adăugat foarte multe chestii, dar hai să începem cu începutul. Acum, în toate biomurile, o să găsim anumite porțiuni cu gravel și cu blackstone. Momentan nu am găsit blackstone, dar am văzut că și în Soul Sand Valley am găsit gravel, porțiuni cu gravel și înainte parcă nu erau și am găsit și în biomul ăsta o să învăț numele, promit că o să învăț numele, Crimson Forest. Așa, și dacă mergem noi și mai explorăm puțin, sper să găsesc și blackstone. Uite că am mai găsit câteva porțiuni de gravel în modul acesta. De obicei le găseam așa mai pe la prăpăstii, să zicem, dar acum le găsim și în mijlocul unui biome, să zicem. Ah, și mai ziceau aici ceva pe site-ul lor, că acum se spawnează și patch-uri, adică bucăți, porțiuni de Soul Sand în biomul de Soul Sand Valley. Dar întrebarea mea este, nu se spawna deja Soul Sand în Soul Sand Valley? Sunt foarte curios. Nu așa era? Adică, serios acum, what the fuck? What? Asta e o generare proastă, frate, fii antena. Ce caută chestiuțele astea în Soul Sand Valley? N-are nicio logică. What? Uite și acolo. Incredibil. Oare e o chestie nouă asta? Bă, singurul loc unde am văzut blackstone generat în toate biomurile, așa cum zic ei. Mă scuzați, se mai plimbă limba în gură. Așa. Este acolo, în lavă. What the fuck? Dar cum ajung eu acolo să iau niște blackstone? Că, într-adevăr, este cam greu să găsești biomul cu blackstone și este mult mai utilă chestia asta cu hai să căutăm blackstone pur și simplu prin nether și să găsim random anumite bucăți. Dar, după cum vedeți, opa, suntem în lavă. Adică găsim blackstone-ul numai în lavă, din câte văd eu. Pe la suprafață nu am văzut absolut deloc. Sunt puțin cam dezamăgit de chestia asta, dar na, ce să faci? Poate ei își imaginează că oamenii de acum o să bea o poțiune de fire resistance și o să înceapă să se plimbe așa prin... să se plimbe prin lavă. Mă îndoiesc că se va întâmpla asta. Uite bă că am găsit, am zburat puțin mai mult și am găsit niște blackstone la suprafață. Deci nu chiar la suprafață, mai mult pe lângă lavă o să fie găsit. Și da, se găsește măcar, ca să știți. Dar mult, mult mai rar. Mă așteptam să găsesc mai mult. Dar uitați puțin cât gravel găsim. Adică eu m-am plimbat pe lumea asta din Nether și bă, gravel cu carul, frate. Prea mult gravel. O altă schimbare, adică o altă noutate în Minecraft 1.16 este statistica următoare. Ia uite, am găsit aici Distance by Strider. Practic, statistica asta arată câți metri sau kilometri sau metri ai mers cu Striderul. Adică, știți, urâtul ăla, Striderul, îl știți, da? Ei bine, dacă puneți foarte frumos o șapă pe el și îl călăriți, o să zică câți metri, kilometri ați mers cu el. Da, știu, și eu am fost la fel de dezamăgit când am văzut că sunt doar două noutăți în Minecraft 20W19A. Dar s-au mai schimbat câteva chestii. În primul rând, aceste fortărețe ale piglinilor, adică Bastion, sau cum naiba se mai cheamă ele, da, Bastion se cheamă parcă, se spawnează mult mai rar acum. Este o chestie clasică. Mai întâi se spawnează repede într-un snapshot, ca să găsim mai ușor și după, în următorul snapshot, se spawnează mult mai greu. Ei bine, pentru această nouă schimbare am decis să intrăm puțin pe lumea de survival cu colpir la ferma de iron. De ce zic asta? Pentru că acum villagerii poate să spawneze iron golem indiferent de jobul pe care îl au. S-ar putea acum și villagerii care nu au job să ajute la spawnarea iron golemilor. Adică, practic, fermele tot o să funcționeze pe care le aveți. Cel puțin așa consider eu și sper să nu mă înșel. Chiar dacă ați pus chestiile alea ca să primească meserii,
tot o să funcționeze ferma de Iron pe care o aveți. Acum mai depinde cum o aveți. Dar a mea este una foarte mică și ar trebui să fie la fel de ok. Deci nu contează nici profesia pe care o au și zici acolo latest working time. Adică ultima dată când au lucrat. Nu contează nici chestia asta și practic poate să spawneze golem indiferent de chestiile astea două. Încă o mică schimbare, când dai cu bone meal pe vine-urile astea sau alea albastre, acum o să crească mult, mult mai puțin și uite că au crescut până acolo, ești nebun la cap, dar ei zic acolo că au schimbat amount-ul, uite că de data asta au crescut puțin mai puțin, ok, that's nice. Uite că a crescut mai puțin și tura asta, bun, dar ocazional cresc vreo 3, 4, 5 deodată și înainte, în snapshot-ul anterior, dădeai odată și creșteau în continuu, numai 5, 6, pom, 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 pac, și nu este bine așa și ocazional acum crește câte una, două. Ok, that's nice. Deci, aceeași chestie se aplică și la vine-urile astea albastre. Ia uite, bă, ce tare au crescut tura asta. Tura asta au crescut puțin mai puțin. Ok? Păi, na, nu știu. Așa zic ei. Ce vrei să fac? Așa zic ei, asta eu prezint, frate. Eu sunt la știrile Colpir. Ia să vedem, frate, e adevărată chestia asta. Dacă spargem astea, nu le primim. Dacă le spargem cu mâna, dacă le spargem cu șirsul, le primim, bă. Ce interesant. Ia. Da, bă, uite. Dar problema pe care zic eu că... nu știu ce vreau să zic... M-am bâlbâit. Ideea este că astea poți să le luăm în continuare așa cu mâna, când practic ar trebui să le luăm și pe astea cu șirsul, zic eu, nu? Sau nu? Nu știu. Habar n-am. Și ciupercile alea albastre tot așa putem să le luăm cu mâna. Doar astea putem să le luăm acum cu șirsul. Suntem obligați să le luăm, bineînțeles. Oameni buni, s-au mai schimbat câteva chestii tehnice, să zicem, cu mob cap-ul la... pești și toate nebuniile astea, nu prea știu ce înseamnă mob cap, mai bine spus, așa că nici nu o să mă bag în chestia asta, dacă vreți, interesați-vă voi puțin mai tare, pe mine nici nu prea mă interesează chestia asta, poate o fi utilă, poate nu, I don't know, dar hai să trecem la chestiile cele mai interesante, cum ar fi niște bug fix-uri. Primul bug fix este următorul. După cum vedeți, avem compasul în mână și funcționează super normal, da? Bun. Și mai țineți minte că toată lumea zicea că, bă, dar de ce nu folosești compasul de aici, că ăsta funcționează la fel de bine ca ăla pe care îl faci și nici nu trebuie să-l craftezi. Ei bine, de acum încolo o să fie blocat în direcția asta și n-o să mai putem să-l folosim. Și la fel și ceasul. Uitați, timpul zilei este ăsta și dacă intrăm în inventar să vedem... Dacă este la fel, nu este la fel. Tot timpul este blocat la mijloc. Ce șmechere e chestia asta. Astea sunt niște detalii mici și foarte interesante, părerea mea. Ei bine, și dacă ne uităm la uși, ușile au niște balamale aici. Le vedeți pe astea? Bun, perfect. Pentru că s-au adăugat balamale și la aceste două uși. Știu cât de atenți sunt oamenii ăștia la detalii. Nu pot să cred, domnule. Uite puțin, o adăuga balamale. Ah, doamne, ce amuzant. Bun, cam atât a fost pentru episodul de astăzi, oameni buni. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și, bineînțeles, dacă vreți să mă ajutați puțin mai mult, puteți să deveniți membri. Cam atât pentru mine, pentru voi. Ne vedem data viitoare, oameni buni. Să aveți o zi faină în continuare.